G2A, jocuri ieftine. Bă! Super. Doamne ferește, în sfârșit. N-a durat decât foarte mult, bă. Mi-ai dat, bă, am aflat ceva. 50.000, 1. Exact, ăla e, ăla e așa ca o atenție, știi, față de cât am... Hai să pixiți ceva, hai să pixiți ceva. Bă, ce? Avem plus 69 intelect sau ceva. Exact, exact, e ceva care să, să fie acolo un plus. Stai așa că vrea Vlad ceva de la mine. Bă, televizorul ăsta are diagonala cât mine. Și tu cât ai diagonala? Dacă... Păi tu nu... așa măsori chestiile, mă, ăsta are diagonala jumate cât mine? Nu, cât mine zic. Are gen, dacă mă pun eu așa gen pe diagonală. Nu te crăci tu pe aici și să dai televizorul omului jos, că deja i-am plătit preventiv 105.000 dacă îi fur vreo boxă. Când nu fur. Ea, păi nu fur, de asta le numărai înainte. Nu, eram curios. A, bine, bine. Eu nu-l cred. Da, nici eu nu-l aș cred. Ce-i? Ăla e DVD player de ăla, de bagi CD-uri de alea. Pe cine mai are DVD player? Bă, Jose, vezi că se intră nevastă la mine în cameră, vezi ce faci. Aș aprecia enorm dacă ai lăsat un like acestui video la 8300 de like-uri. Nu o să se întâmple nimic. Ce cărți aveți? Mamă, cartea e cât capul meu. Așa, așa măsoară lichise, corpul ăia, mă înțeleg. Eu ți-am zis, eu ți-am zis. Și vaza aia, uite, și vaza e cu cât capul tău. Ăsta e, e ca americanii, știi? Bravo, Alfonso, discutăm și noi afaceri sau vorbim despre discutăm. Păi și tu ce faci? Ca americanii, gen, măsoară chestii cu, gen, de câte ori ar fi un teren de fotbal sau ceva, nu? Nu știți chestia, habar n-am de... Era ideea să vină Ion să ne ajute full time. Păi da, dar îmi trebuie un instructa... Ați înțeles voi, de la gen de instrucție. Instructaj, da. Da, deci da, ai da. Un de ăsta. Prost, ai un nud ăsta. Aici aveți priveliștea, unde e Vlad. Ok, da. Acolo-s mapii. Ce-i cu mine? Acolo se duc droguri, organe și chestii de genul. Aoleo. Nu mă. Bun. Noi când livrăm avem nevoie de pază de spate, adică să depurcăm cu aia sau chestia asta, să confiscăm, pentru că noi suntem... Răi. Regii. Da, da, da. Drogurilor și organelor. Exact, exact. Și înțelegi. Gen, și gen unul de ăsta mic ajunge așa sau... Nu-i problemă că te rezolvăm cu piton, cu pacauri și de-astea. Aha, am înțeles. Bă, eu cu de-alea n-am mai tras, dar bănuiesc că gen trebuie să-l ții mai tare în mână și... Bă, Ioane... Da, te aud, ia zi. Tu te descurci la condus? Eu, mamă, cel mai bun sunt pe condus, frate. Nu, acum, serios, tu sau Vlad vă descurcați pe condus? Vlad în niciun caz nu. Da, eu. Nu, Vlad, no, deci... Atenți. Nu. Dați-vă unul altuia notă la condus. De la 1 la 10. Hai de capul 1, meu, Vlad. 1, 0,5. Hai, lasă! Minus 3. Hai, te-am bătut. Taci acolo, Vlad. Păi eu am deci, bătut mai mare. Măcar e mai bun șofer, pentru că avem ceva de treabă pentru voi. Eu sunt, mă. Hai, Vlad, recunoaște că mi-ai bușit mașina bine, de 10 mă. Ori. Du-te, mă, și condu. Aveți scârbă de sânge sau ceva? A, nu, nu. Nu, că și... am terminat de găină și mi s-a făcut un pic greu, dar în rest e ok. Fii atent, așa, în timpul când tu erai în vacanțe, în Saint-Tropez sau unde erai tu, Ioan. La țară, mai bună. Așa, m-am gândit cu Alfonso și cu Castela la o chestie. Ia zi. Dacă tot tu vrei să lucrezi și să ai și bani murtari și gen, na, pana mea, să te descurci cu chestiile astea, ne gândeam așa. Îl iei pe Vlad de mânuță, poate mai e pe cineva, luați o mașină așa mai mare și vă punem la niște transportori de organe, ce spuneți? Bă, foarte bine, mie îmi place să conduc, mai vedem și chestii noi. Ascultăm radio, dude. Da, exact, dar exact. Aveți o opțiune de urmat. Ce opțiune? Mm-hmm. Dacă sunteți prinși, că? Nu băgați în seamă mitraliere de pe fundal, nu e nimic important. Ce mitraliere? Exact, exact. E un film de pe Netflix, nu-i problemă. E un film de pe Netflix. Fiți atent, dacă vrei să fiți prinși la comenzi, chit că e poliție, chit că e mafiot, nu spuneți absolut nimic despre organizația noastră. Ok, spunem că suntem un grup de găini din America. Spuneți că sunteți un grup abanam de băieți, tovarăși care au vrut să facă un ban. Dar dacă vine poliția, vă descurcați voi, da? A, gen, în niciun caz nu aducem poliția aici prin nicio modalitate. Da, am înțeles. Și gen, dacă ne întreabă ce, cu ce ne ocupăm, gen... Cu ce ne ocupăm? Ne plimbăm cu mașina, mă. Cu ce vă ocupați? Cu burito. Da, bă, sunt ok, de, dacă vă prinde pe locația de... Livrări, spuneți și voi, bă, nu știu, aici mă duc nu mai merge Wiz-ul, nu mai merge Wiz-ul. Da, chiar merge, nu mai merge Wiz-ul, v-ați pierdut, te că vă ajută. Îi ducem de nas, nu e problemă. Faceți un pic liniște, băți. Ion, ai numărul meu de telefon, mă contactez, vin și te încerc să scot din închisoare, sunt și avocat. Aha, deci damn, dacă intru în probleme, te sun pe tine ce și... Ce aha. Am înțeles, am înțeles.
Apoi și ne dați niște piu-piu sau fără piu-piu, că odată era să fac cu piu-piu ceva rău-rău. Piu-piu ceva rău-rău. O să venim oricum tot să vă supraveghem. Piu-piu rău-rău, cred că nu o să mai vrei. Dacă zici un piu sau rău, poate ne mai gândim. Cum e că un piu? Păi nu că fac un piu și un mort. Stai, stai, nu asta vreau să zic. De face. Okay. Oh, fuck, nu. Bă, dă-te mă jos de pe masa omului, mă. Am văzut un gândac și am vrut să-l omor. Bă, da, chiar se aud gen sunete. Da, e de la film, e de la subwoofer, de la surround-ul ăsta, nu știu. Eu ți-am zis că ești cea... Oh, fuck! Păi, dă-te mă jos. A, din greșeală mă împiedic. Ți-am zis că am băut și mai dau o condiție. Dacă mai văd că intre pe masa, nu mai prindu-i și piu-piu. Nu-ți mai dă nimic, bă. Stau aici. Super. Păi bun, și gen când luăm o mașină și unde trebuie să o ducem? Cu... Păi, Alfonso o să-și facă treaba de... informații. Păi și Alfonso unde e? Eu sunt aici. Da. Am crezut că e ăla care se zicea că a plecat în nu știu ce cameră. Stai că v-am confundat. Plecase domnișoara la mine în cameră, nu știu ce a vrut. Parcă suntem mai puțin decât am venit. Păi asta zic și eu, nu eram mai mulți. Parcă eram patru. Păi suntem patru. A, bă, dar chiar, bă, sunt eu, mă, cât trebuie, nu lasă, bă. Ui, noi suntem șase. Asta nu mai știe să numără. Bă, eram, bă, că erau doi pe motor, bă, și patru în mașină, bă, Vlade. Și ei alți doi unde-s? Care e la alți doi? A, wait, eram noi doi încă. Da, da, exact, a, bă, deci, uite. Și voiați să-l puneți să conducă, nici nu știe să numere, oh my god, Vlade. Măcar îl înveți, îl înveți. A, bă, lasă. Nu trebuie să știi să numeri când conduc. Hai să mergem să facem. Hai guess. Bun, voi mai stați aici până mă duc eu cu Felix. Sau cum vreți, mergem să luăm dubă. Am înțeles. Dubă. Cu dubă, bă. Așa aici cu domnișoara. Da, stăm aici. Băi, vedeți care pistol, nu încercați să faceți chestii că rămâne A, nu, chiar voiam să o întreb dacă o cunoaște pe Beatrice. Dacă pune mâna pe tine, știi cum te descurci, da? Da. Bine, ai grijă de tine, te pup. Pupa. Deci, domnișoara, hai, ia zi-mi dacă ai auzit de una Beatrice în orașul ăsta. Alfonso. Nu știu. E prietena ta? Bă, încă nu, da, știi cum se zice, na. Bă, tu vezi că tu ai, mă. Tu că am intrat în niște probleme cu ea și cu prietenii de acelea, care acum ne sunt prieteni, dar... Vai de bă, dar chiar se aude afară. Dar nu, chiar nu știu. Nu, e nașpa. Bă, dar trebuie să dăm de ea, bă, Vlad. Ce? Trebuie să dăm de Beatrice, că am salvat-o ce atunci, am plătit și pentru ea. Și am lăsat-o în oraș. Păi e normal că tu n-ai plătit nimic, bă, numai eu sunt ăla darnic. Nu-ți dai seama că am dat din buzunarul meu ca să trăiască. Păi da, ce te-a pus? Cum îi zice la chestia aia din interior care gen te face să faci chestii bune? Intestinul gros. Nu mă, aia gen de gen. Nu e organ, e o chestie spirituală, cum îi zice? Aia mă. Din tine. Bine, hai să-i zicem așa, da? Cred că s-a înțeles. Păi nu, că voiam să o găsim să vedem dacă mai e în regulă, că atunci am scos-o din niște probleme grave și îți dai seama, m-arunge la inimă să știu că toate e bine, toate e frumoase, știi? Da, sunt te cred. Bă, și nu de alta, dar când am lăsat-o pe drum, îmi zicea că i-a pus gând rău chesturului de la poliție și chiar genul foarte curios ce s-a mai întâmplat, știi? Da, nu știu, îmi pare rău, nu pot să te ajut. E păcat. Bă, Vlade, dar gen, până la urmă, zgomotele astea de unde sunt, bă? Ia vină încoace cu mine. Nu știu. Bă, dar nu mai râgâim în casa omului, bă, deci ești culmea. Ai băut. Păi da, Doamne ferește. Uite câte case. Văd, e multe. Și fiecare e peste 2-3. E multe, mă. Sunt multe, bă. E, păi da. Doamne. Dacă tu ești multe, atunci problema ta. Ideea e că e scumpe, asta e problema. De scumpe e scumpe. Bă, cât e glumă e panoramă, dar ar fi frumos așa, știi, să stai acasă, să te uiți pe geam și gen întregul perete să-ți fie geam. Dar nu, genul... mă, că te văd oamenii de afară. Nu, că ai și tu geam de ăsta pe partea unde ai curtea ta, știi, și nu te vede lumea când ieși tu în chilot. Te văd păsările. Păsările, și ce, mă, nu m-au mai văzut pe mine păsări în ipostaze nefirești sau cum? Wait, what? Ce? Ideea e că îți dai seama, uneori mai vin păsări la fereastră.
Știi? Păi vin. Exact, păi și tu poți să zici că nu te-a văzut niciodată în viața ta o pasăre într-o poziție nefirească sau cum? Nici nu știi cum a venit un guguștiuc când te schimbai și tu, când un guguștiuc de la un... un pescăruș de ăsta de pe la noi. Și nu, domnișoara, cum vă place să mergeți cu motocicleta? E fain? Să știi că până ieri n-am mers, aveam o frică de motociclete, dar acum mi se pare să fie ok, în siguranță. Mă scuzați, mănânc până... Da, voi? N-ați mers niciodată? Oh. Nu, no, de fapt am fost când eram mai mic, m-am dus în prezint, dar acum mă duc cu trotinete electrică, e mult mai fun. Pe mine m-a lovit unul cu motocicleta acum vreo oră, două. E periculoase. Da, să știi că și eu am părerea asta despre ele. Mi-e foame, frate, ce vrei și pune așteptăm pe aia. Nordul e unde se strâng gen, când te duci în pădure, nordul gen, unde se strâng gen mușchi de aia. Tu vrei să mă duc în pădure ca să-mi dau seama unde e nordul? Păi nu, dar acolo să vedeți. Bun, mașina e jos, încărcată cu marfă. Oh, ok, oh, blan, okay. Hai să mergem. Bun, Roxana, hai. Ne contraziceam unde era nordul și sudul și estul. Eu știu unde este nordul, dar să fac cum știe. Păi da, tu ai merge în pădure să te uiți unde e nordul când ai telefonul în mână, bă? Cât să încăpem într-un lift, numai așa, ca să nu-l rupem. Încăpem vreo 7. E de la scump, merge. Așa. Ok, hai să mergem. Să vedem ce dubă au ăștia, gen de transportat, cum îi zice. Vai, e capul meu câte mașini acelea. Tu conduci? Eu conduc, eu. Bun, mașina neagră, oricine ea, Vlad lângă tine. Yay, road trip. Păi, care asta? Asta, mă, dă-i. Unde e Alfonso? Păi stai, că Alfonso s-a urcat altcineva la volan. Eu sunt. Alfonso, ce faci? Voi conduceți pe asta. A, da. Da. Cream că l-am spus cealaltă. Ești sigur că trebuie să mergi cu mașina asta fix după ei, Vlad? Da, mă, trebuie. What? Că ne-ar fi zis să mergem pe altul. De ce te-ai auzit așa? Ok, să ne învețe. Te-ai auzit așa? De-o, e foarte ciudat. Te-ai auzit ceva de genul ăsta? Păi nu știu ce ană. E bug. E bug. Mamă, las-mă în pace. Bă, pune că nu e de la tine? Nu, mă. Apropo, pune și centura. Tu m-auzi ok, nu? Am pus-o. Vorbește-o. Uite, acum vorbesc. Vorbește-mă. Vorbesc, m-auzi? Opa. Le lăsăm aici? Da. Ok. Trebuie să-mi dau și ceva. Deci primul client e aici, uite, la ușa albă. Ușa albă, hai să vedem. Luați încărcătura din spate și dați. Ok, da. Auzi? Da, mă, te aud. Despre ce vorbești, mă, n-ai zis nimica până acum. Și unde să le pun? Puneți-le aici lângă mașină și o să livrați aici la casa asta. A, și gen ăsta e antrenamentul și după aia o să facem singuri asta, da, înțeleg. Da, după să faceți singuri. Am înțeles. Cam zona asta e, cam toată treaba unde se livrează și oamenii care plătesc bine. Da, păi se vede că e cartier de oameni cu bani, știi? E ca o mică veniți, iar uite, au gârlă aici. Da, e bine. Sunt foarte bogați oameni și doar că sunt foarte periculoși și de-aia venit tot timpul cu arme pe aici. Păi și gen acum ce, mă duc să-i bat în ușă? Cum fac? Da, mare tu parte mici, trebuie să îi le pui... Ca și la colindat. Nu, cu îl colinzi. Trebuie deschizi ușa și le pui înăuntru lângă. Și după aia banii o să... Zona respectivă nu vrea să fie văzută. A, și banii o să vă trimită prin transfer. Da, la un contul meu din Elveția. Ok. Nice. Elveția? Ai cont în Elveția? Pe normal, mai mult în Elveția. Damn, sunt și în Elveția, de ce nu în Spania? Păi are și în Spania, că crezi că așa funcționează lucrurile. Peste tot, crede-mă. Peste tot trebuie să ai conturi, bă, Vlad. Asta e regula crimei numărul 1, mă înțelegi? Știa, mă, că... Păi, hai vină cu acest să-i dăm l-asta acilea, să-i lăsăm la ușă. Dar aici trebuie. Acilea, n-a zis ușa albă, stai așa. Da, de început, păi nu a zis unde. Voi cum merge. A zis aici? Ușa albă. Aici? Da, aici. Da, ți-am zis. Ok, păi ia lăsă de pe jos, mă. E, bine, că i le-am luat, da, bine, hai, ia. Așa, deschid eu puțin și îmi bagă-i acolo, tragem ăsta și... Gata, lasă-le acolo, gen. Gata. Așa. Păi da, închid eu și la loc, știi? Am închis-o, mă, ce? Închis-o? A, bun.
Urcă, Vlad, urcă, urcă. Poți să stau eu în spate. A, nu stai în spate, că umbli la marfă, poate. Nu umblu, mă, stai ce, că nu-s canibal. Păi și în spate n-ai radio ăsta, bă, unde punem manele? Ce vrei să faci în spate, a? A, da, bag niburienul și avem. Mama, acum, frate, ce... ia să vedem. Mergem noi? Hai că mergem. Da, dai, că-i convoi. Așa, am crezut că... Bă, nu lovim, mă, de balustradă. De ce vorbești și am atins balustrada, dude? Era să atingi. Ei, era, bă, era să se întâmple multe în lumea asta. Atât timp cât nu s-a întâmplat, nu are nicio importanță, mă auzi? Nici air ride odată. Stai, mă, pune frână, mă. Despre ce vorbești? Am pus frână la timp, bă, nu te mai panica, bă, că eu sunt literalmente... Ești șofer... sunt literalmente foarte bun la... Uite-te, ai bulit duba. Ei, Vlad, dar nu-ți mai tace gura, normal că am atins-o un pic, da? E așa gen, îi dă personalitate. Bun, următoarea casă e aia de acolo. Prin garaj vreau să băgați marfa. Ok. Bun, e tu, ia că iau și eu de-asta. Bun. Așa, care casă? Că n-am fost atent. Vlad, ia, ia. Acolo, vezi unde acolo, a arătat? Mă. Aici? Acolo. Prin garaj, bagă prin garaj. E, dar uite-te, bă, dacă te uiți mai atent, e doar o poartă, nu e garaj adevărat, știi? Da. Lasă-i acolo în curte și hai. Hai, grăbește-te, mă, că stăm prea mult la fiecare transport ăsta și poate nu mai inspecta. Că nici nu trebuie să ne aducem aminte unde am livrat astea. Noi nu știm nimic, mă înțelegi? Da. Bun. Hai, la următoarea. Că trebuie să... că banii se fac cu muncă rapidă și multă. O, trebuie să ne întoarcem acum. Nu dă nimica din banii ăștia. E bine, mă, Vlad, mă, asta e instructajul. Este instructajul, Vlad, trebuie acum. Știi, suntem ca interni, cum ar veni, știi? Mă, ce casă faină, stângă aici. A, pe aia o cumpărăm, bă, că e de-aia cu multă sticlă și pătrată. Cum adică, mă, merg exact cum trebuie, ia uite, pun frână. Uite, asta e construcție, mă. A, dar la cum arată asta nu se mai construiește. A, cred că aici trebuie să oprim, bă, trebuie să trag un pic pe dreapta. Păi pe stânga, măi, și pot. Păi da, dar nu poți să tragi pe stânga așa, că te ia poliția. Nu te ia, mă, nimeni. Deci, aici, la casa asta în construcție, va veni cineva să ia drumul. Aici, de obicei, controlează poliția locația. Deci trebuie să o ascundem bine? Da, trebuie să o ascundeți cât de bine puteți voi. Îi dă un budă, când budă nu intră nimeni. E, nu. Și dacă l-apucăm, mă, pe un polițist nevoie, nu da? Intri. Păi nu intri, hai, vină încoace cu mine, că găsim noi un loc, ia. Deci aici e prea la vedere, hai încoace cu mine în spate, ia. Nu, hai să găsim. Astea spanele de arhitect. A, uite, l-a lăsat fix aici, mă, îți dai seama că le putem fura planul să facem o casă la fel? Că și ce are dacă furăm planul? Păi exact, asta zic, că putem. Aici alte gunoaie. Ia hai sus, ia hai sus. Mă, ce rău, fain. Unde ce-ai dus? Nu, sunt aici, mă, ia hai la etaj, să vedem ce e la etaj. Damn, sunt la etaj, let's go. Bă, dar nu mai alerga, mă, că o să pici pe scările astea, doamne. Am găsit o gaură în podea. Am găsit o gaură în podea. Bun, fii antren, nu, aici e bine să le punem, pentru că gen polițistul o să-i fie frică să... Oh, fuck! O să-i fie frică să calce pe aici, că o să pice la fel ca noi, știi? Și gen... Da, vrei să punem... Ia vină cu aceea. Fii antenă, o să punem sub, uite, probă, astea de acelea, care arată ca sigla de la programul ăla de asculta muzică, VLC, știi? Aha. Uite, sub, bă, dar nu, că dacă le ia vântul, nu e bine. Nu, stai, sub schimbare de plan. Sub roabă? Eu le-aș pune ori sub lemne, ori sub coșul de gunoi. Da, mă, gen, uite, hai aici sub lemne și îl băgăm, uite, fix prin ăsta din mijloc, știi, că e un pic de spațiu, că nu-s puse bine. Păi lasă-mă un pic și pe mine. Păi dă-te, ca să ies eu, hai, pune și tu. Da, uite, un ping acolo. Așa, bagă-le mai acolo, să vină el cu un cârlig să le scoată, știi? Bun, haideți. Hopa. Aoleu, era să cad din nou. Păi, eu de asta am sărit, ai văzut că e gaură acolo. Tu dacă era să cazi, aia e? Periculos. Băi, deci pericol este numele meu mic. Celălalt mi-au este... Mi-au văzut camerele. Că care camere? Nu e, mă, pornite, sunt de formă, stai liniștit. Ah, ok. Probabil că sunt habar. Bun, ăsta a fost gen al treilea transport, a? Da. Dar e mare duba asta, mă, deja putem să punem în tot orașul, cum îi zice, transporturi de-astea.
Da, mă, că ia uite-te în spate, vezi ce mai avem. Ăștia ne muncesc ca pe ultimii, cum le zice ălora. Păi mai avem multe acolo. Păi mai avem, dar sper că nu ne pun să le livrăm pe toate. Dar tu nu mai vorbi ca mine, ai înțeles? Eu nu vorbesc ca tine, tătătăt, vorbesc normal. Cum vorbesc eu de obicei, adică nu știu, nu înțeleg și vrei zici. De fapt, nu, stai că am dat-o pe accent moldovenesc, lasă, Vlad, lasă. Da, băi, ce faci, băi? No, bine, tu. No, nimă tu, Acilia, la cum conduc, conduc foarte bine, ai vrut tu să, da, să-mi iei volanul din mâini, să o crezi tu. Da, mă, vrei să mănânci niște harbuz, așa e? Niște harbuz? Da. De unde știi că se zice harbuz la mine în... No, bine, mă, eu știu de toate. Vine, acolo la tine, cum se zice, lubeniță. Da, lubeniță. Pă bune, te scot la o apă plată. Hai să ne jucăm laser tag. Ce aia? Mă las. Cum nu știi ce e la laser tag? E gen laser și cu tag, nu? Adică gen, dacă atras în tine cu laserul... What the f... Unii, mă... Bă, băi... Unde-i Castillo? Oh, eu te în față. What? Bă, dar eu... Bă, deci fii întâlnă eu... Nu știi ce era laser tag, mă? Nu știu, mă, ce e ăla, lasă-mă. Ai niște puși și ele atrag cu laser și gen... Și gen e un fel de paintball, dar fără murdărie și fără durere de la bilele alea, nu? Da, mă, este unul aproape de casa mea. Este unul aproape de casa mea, dacă vrei... Păi zi, mă, așa, mă, vin în Cluj, fac anul ăsta excursie la Cluj. Stai așa că... Te urmăriți, hai, 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 în apartament. Ah, ok. Hai că o parchez și eu pe aici, uite așa. N-am zgâriat-o decât o singură dată. Ăla cu BMW-ul lui, mă? Da, așa, doi, Vlad, doi ăsta. Interfon, doi. Eu, smile. Stai așa că ăștia n-au intrat încă. L-a văzut pe ăla cu BMW-ul? Ăsta. De ce ne urmărești? I-am dat una. Stai jos. Hai să trecăm. Oh no. Hai repede să intrăm, că dacă ajunge pe aici cineva ne întreabă de sănătate.